Țara Nicușor, debut cu victorie în play-off. Cum a fost? Bună seara. Un meci foarte greu. Ne așteptam la acest lucru, mai ales din prisma faptului că spre anul trecut am luat bătaie de la ei. Știam că vor veni să câștige din nou, pentru că au văzut că se poate. Dar mă bucur că astăzi am avut o atitudine diferită și am făcut un joc mult mai bun și, pe total, eu zic că am meritat victoria. Colici din nou decisiv pentru Craiova în această seară. Da, fără Mitriță a rămas el. Mă bucur că reușește să marcheze la fiecare partidă și ne ajută să obținem victoria. V-ați apropiat din nou de CFR. Acum noul obiectiv al clubului este campionatul. Mai sunt 9 etape. Crezi că se poate realiza? Da, dacă nu credeam, nu mai declaram asta la televizor. Cu siguranță ne știm forțele, suntem puternici, avem un grup unit și dacă nu era așa, nu ne mai băteam pentru fiecare meci, fiecare punct. Dar eu zic că mai sunt 9 meciuri, ei au 4 puncte față de noi și va ține meciul direct, se poate întâmpla orice. Publicul a fost din nou alături de voi, chiar dacă meciul precedent au fost supărați. Da, știți cum se spune, că ei, la fiecare meci mai prost, tot timpul vor mai mult de la noi, dar asta înseamnă că ne mai iubesc. Tot timpul vin la meciuri și ne susțin, chiar dacă sunt supărați cu o etapă înainte. Le mulțumim că, într-adevăr, au venit iar într-un număr foarte mare și s-a văzut acest lucru, pentru că fără ei era mult mai greu acest meci. Ei au spus că trebuia să dea un penalti. Că ai făcut hands. Da, am vorbit și cu Ișma, m-am întrebat, i-am zis că m-a lovit mingea în mână, dar a fost dintr-o jumătate de metru, nu știu dacă se putea da. Mă bucur că nu a dat. Important este că am câștigat și mai se fac greșeli, chiar dacă se putea da, îmi place că nu s-a dat și am câștigat. Dar vă priește data de 10 martie, pentru că anul trecut tot pe 10 martie a jucat cu ei în prima etapă din play-off și tot cu 1-0 ați învins. Gol Mitriță. Da, sperăm să acum să o țin tot așa numai cu victorii. Mergem la Sepsi să câștigăm și acolo, deși știm că ei vin după 3 eșecuri cu CFR și își vor da viața cu noi. Sperăm să jucăm noi mai bine decât am făcut ultima dată la ei și să ne întoarcem victorios. În tribune a fost din nou gerigane. Probabil o să fii selecționat. Da, probabil. Nu știu nimic deocamdată, nu s-a anunțat, dar îmi doresc foarte mult să merg din nou acolo. Ai emoții? Da, tot timpul am emoții, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Să fiu sănătos în primul rând, mai este o etapă până la meciurile naționale și să fiu sănătos și după aceea sper să fiu și chemat acolo. Mulțumim! Banco a ajuns esențial pentru Craiova, pe părerea mea, și astăzi a fost cel care practic a produs goluri, a recuperat, el joacă foarte avântat. Și nu e un simplu fundaș stânga, pentru că și la faza golului, el era, vorbeam și la pauză, în fața acolo la pressing, depune un efort extraordinar și e creativ, ceea ce pe la noi... Fundașul de bandă vine dintr-o poziție avansată. Așa e, așa. N-a fost niciodată fundaș, da. Niciodată, însă în ultimele meciuri el chiar a jucat foarte bine și postul de pe partea defensivă, unde a acoperit foarte bine și se pare că a crescut din punct de vedere defensiv. Și a îmbunătățit jocul defensiv, da, mult. Deci înainte... pare o soluție mai ok și pentru echipa națională, fiindcă s-a pus și întrebarea asta. Național, ok, ai nevoie și să te și aperi. Depinde cu cine joci, nu? El venea de la Craiova și dintr-un sistem când tot se tot schimba 3, 4 și era greu pentru el. Acum cred că s-a stabilit sistemul și... Mangea, haideți să-l ascultăm. Ok, dai. Bună seara, domnule Mangea, felicitări, debut cu victorie în play-off. Da, acesta este cel mai important lucru în acest moment. Pentru că n-a fost simplu, am jucat ultimii doi meci, am pierdut cu ei aici săptămâna trecută. Este foarte important acest rezultat pentru că am început bine play-off. Știu, n-a fost un meci, sunt sincer, n-a fost un meci foarte spectaculos, dar este dificil și facem meci spectaculos acum. Trebuie să creștem, dar un puțin mai în fază de posesie, în ultima parte, când ei a fost în 10, dar nu este simplu. Și ieri am văzut că sunt meci dificil acum. O greșeală în lanța celor de la Astra, echipa dumneavoastră a profitat și ați deschis scorul. Da, în acest meci pot fi aceste diferențe. Am avut, eu cred că ei nu am avut ocazie, doar o situație, n-am fost atenti în mingea, în această lovitură, n-am fost atenti, am riscat. Am riscat doar în acea situație, pentru că Mirko nu a făcut intervenții. 4 puncte acum în spatele CFR-ului, un punct peste FCSB,
sperați să fiți ajutați mâine de Viitorul? Nu, eu cred că Viitorul vrea să castige pentru ei, nu pentru altre. Dar este normal, sunt match, va fi un play-off foarte dificil, pentru că și Astra este o echipă foarte, foarte bună. Are jucători, am zis înainte, felicitări pentru Mister Renache, a făcut o treabă foarte bună. Sunt partide foarte, foarte dificile acum. Dar sunt trei puncte foarte importante. Colici din nou decisiv pentru Craiova cu un gol de 3 puncte în această seară. Da, în aceeași situație, dar trebuie să creștem un puțin. Am schimbat azi, am jucat diferit pentru că am văzut că a fost mai multe situații în meci trecut pentru a juca mai mult intraline, dar nu am făcut 100%, din acest punct de vedere. Trebuie să facem puțin mai bine. V-am mulțumit evoluția lui Mihailă și a lui Forteș? Da, toată echipa a jucat împreună. Repet, probabil trebuie să fim puțin mai mobil intraline în acest meci. Dar nu e simplu. Suporterii cum au fost în această seară față cum de tot meciul? Timpul foarte, foarte aproape echipa. Le mulțumesc toți, am zis că am exagerat, pentru mine este un episod închis, dar le mulțumesc normal, pentru că am zis că aici este un jucător, nu cred că este 12 jucători, niște mai mult că 12. Să nu se înțeleagă că ar fi și arbitru printre aceia. Nu, pentru că cei de la Astra au acuzat faptul că n-au primit un penalti la un presupus sens al lui Bancu, chiar și l-a recunoscut că a atins mingea cu mâna, însă era distanța foarte mică. Dar nu știu, eu am zis în conferința de pre-match că eu nu vreau să vorbesc. Când eu nu vorbesc ne în una direcție, ne dacă sunt o situație în aparte sau altă. Nu este treaba mea. Eu trebuie să vorbesc de jucătorii de teren. Urmează o deplasare la Sfântul Gheorghe. Cum vedeți partida? Da, dificil, sigur. Este primul meci lor în acasă, în acest play-off. Eu cred că este primul play-off din istoria lor, nu? Da, sigur, va fi o atmosferă frumoasă. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să mergem acolo cu personalitate. Apropo de play-off și de început, anul trecut tot pe 10 martie ați jucat cu Astra și ați învins tot cu 1-0 în prima etapă din play-off, gol Mitriță, de ce a dat în 10 minute la final, nu? Da. Vă priesc meciurile. Da, noi vrem să facem mai bine ca anul trecut în play-off, acesta este important. A spus de campionat, se poate realiza acest obiectiv în acest an? Ma trebuie să ne gândim, trebuie să avem această mentalitate. Pentru că Craiova trebuie să lupte de aici, în viitor, pentru acest obiectiv. Și alt obiectiv, și cupa. Așa este, trebuie să fie așa. Trebuie. Pentru că este... Craiova acum are o mentalitate de echipa, este o echipă mare pentru toți. Este echipa cu mai multe suporteri acasă și în deplasare. Noi suntem o echipă care trebuie să facem așa. V-ați întărit și în plan administrativ, Sorin Cârțu, înțeleg, noul manager general, ați apucat să vorbiți cu dânsul, ați vorbit cu patronul, v-ați fătuit, v-a întrebat în cazul în care vine să nu simțiți eventuală presiune? Nu. Este o persoană care eu am stima mare. A făcut aici foarte mult lucruri, nu bune, foarte bune. Acum vine cu rolul din punct de vedere administrativ, dar e normal, va fi sigur. Eu vorbesc cu patronul, eu vorbesc cu Marcel Popescu, eu vorbesc cu Cristi, eu vă vorbi și sigur de cu Sorin din punct de vedere opinie, vorbim de fotbal. După este normal, decizie sunt mie și bine și când nu sunt așa bine. Rocea nu a fost nici în lot, l-ați menajat pentru ce s-a întâmplat luni sau a avut probleme? Eu cred că nu. Ne-am gândit un puțin și pentru fie un puțin mai liniștit și el, trebuie să am decis așa. Dar a fost am decis împreună și cu club, pentru că eu cred că a fost
bine e așa azi. După. În continuare, vom vedea. Mulțumim. Mulțumim.